De la formarea limbii române, prin contopirea latinei vechi cu graiul dacilor, au trecut cam două milenii, dar cel mai vechi document păstrat, redactat în limba noastră, este scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung, adresată județului de Brașov, la 1521. Din acest moment se consideră că s-a renunțat la grafia slavonă, limba română îmbogățindu-se treptat prin contribuția unor importante personalități cu grele nume în cultura noastră, de la Dimitrie Cantemir, să zicem, și Mihai Eminescu, până la Nichita Stănescu și Grigore Vieru, care spunea în frumoasă-i limba noastră: pe ramul verde trece o pasăre măiastră, cu drag și cu mirare ascultă limba noastră, dar spune și în cuvinte, când cântă la fereastră, ea le-ar lua, știu bine, din limba sfânta noastră. Ziua limbii române se sărbătorește de 2 ani în România, la 31 august, la aceeași dată cu limba noastră, o sărbătoare similară marcată în Moldova de peste Prut din 1990. Din dulcele grai românesc face parte și cuvântul intraductibil dor, un cuvânt a cărui semnificație numai românii o pot percepe la adevărata intensitate.